Povestește-ne puțin despre proiectul Idei de viitor și spune-ne de cum ați început, ce anume a tras un semnal de alarmă și v-a determinat să porniți un astfel de proiect. Philips are un scop destul de ambițios. Ne dorim ca în 2025 să atingem și să îmbunătățim viața a 3 miliarde de oameni. Iar asta e un pas mic. Philips în România nu a avut până acum un proiect mare de CSR, ăsta ar fi primul. Este un proiect pilot pe care am vrea mai departe să-l dezvoltăm și pentru celelalte țări din sud-estul Europei. Dar avem experiență cu astfel de proiecte în Asia, unde deja suntem la al treilea an de proiect similar de CSR, cu o platformă online în care publicul poate să-și expună o idee și noi încercăm să o implementăm. Sunteți acum undeva la mijlocul proiectului, în etapa de înscriere a ideilor. Da. Povestește-mi un pic ce urmează și la ce vă așteptați la finalul anului, la finalul acestui proiect, practic. Da. Într-adevăr, proiectul a început undeva la mijlocul iunie. Suntem în perioada de culegere de idei. Acesta se va termina pe 3 august, așa că acum e momentul să punem cât mai multe idei. Vor urma 2 săptămâni de jurizare cu oameni specialiști în cele 3 domenii. Iar apoi vom alege 3 idei care ar putea fi și implementate pentru fiecare sector în parte, că platforma este cumva împărțită în pe trei pilări. Cel de start sănătos în viață, partea de recreere prin lumină și perioada de sarcină. Vom alege aceste 3 idei, în total 9, și le vom pune din nou pe platformă, astfel încât publicul să aleagă una pentru fiecare sector pe care noi chiar să o implementăm. Spune-mi, te rog, cum putem înscrie idei, cine poate înscrie și cum le putem trimite ca să ajungă la voi? Este foarte simplu să adaugi o idee, oricine poate pune o idee pe site. Platforma se numește www.ideideviitor.ro. Cum spuneam și mai devreme, este împărțită pe 3 sectoare. Poți pune idei pe oricare dintre ele și poți pune mai multe idei dacă ai mai multe idei. Este important, bineînțeles, să te gândești dacă ele sunt implementabile. Momentan am primit în jur de 600 de idei. Bineînțeles, sunt și unele extrem de inovatoare, cum ar fi un frigider care să știe ce trebuie să mănânci în ziua specifică de sarcină. E mai puțin implementabil, deși am vrea să putem implementa așa ceva, dar da, trebuie să fie realiste. Adică sunt probleme pe care le observăm, care se pot face foarte simplu, dar vrem să vină de la public.